comunitatea. Ceea ce este foarte important, fiindcă a fost o perspectivă pe care am vrut să o surprind și a fost foarte importantă în felul în care am conceput cartea. Fiindcă aș vrut ca femeia să fie surprinsă în acest roman, doar în ipostază care i-a fost atribuită până acum, sau ipostazele care au fost atribuite până acum, cea de mamă, cea de fiică, cea de iubită sau soție, și ipostaza pur și simplu umană. Și mi-am dat seama de asta și zile trecute când am vorbit cu foarte bună prietena de-a mea care mi-a vorbit foarte frumos de lucruri despre carte și am remarcat că și eu și ea aveam o problemă în a putea vorbi despre felul în care genul feminin este construit. Și eu cred că este din cauza lipsei aparatului conceptual. Nu avem termenii conceptuali în care să gândim genul feminin. Care a fost foarte puternic și de ideea de filiație maternă, a existat o altă imagine care m-a bântuit sau o întrebare, și acea întrebare a fost cum ar arăta un vise în genul feminin și ce am putea să spunem despre el. Cum ar arăta femeia care rătăcește, care explorează lumea și care, dincolo de mamă, fiică și iubită, conține în ea un strat subsistent de umanitate, de omenesc, de ceea ce spune. Și felul în care ea și în genul feminin dorește să cunoască lumea, să exploreze lumea, să rătăcească și așa mai departe. Și cred că asta a fost foarte important pentru mine, în primul rând. Și bineînțeles ceea ce ai spus și îți mulțumesc, Andreea, despre felul în care am scris cartea. A fost o experiență foarte puternică, a fost o forță care m-a locuit de câteva luni, apoi a urmat o perioadă mai calmă, mai structurată, în care am încercat să urmez câteva modele din literatura universală, am spus-o și o mai spun încă o dată. Și cred că ce m-a bucurat la final este legat de faptul că am scris o carte despre femei, însă pentru mine am scris și o carte despre om. Și cred că, sau sper, că de acum încolo va exista mai multă literatură despre femei, nu ca celălalt sex, nu ca celălalt gen, nu ca sexul frumos, nu ca sexul slab, nu ca sexul complementar, ci pur și simplu unul dintre ele. Fără a avea niciun fel de angajament explicit feminist, sper să fie clar acest lucru. Însă a fost o perspectivă sau o schimbare de perspectivă, prietena mea a spus schimbarea de paradigmă, nu îndrăznesc să spun așa ceva încă, nu sunt critic literar, însă cred că a fost o idee care a venit